12.12.2019, convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședința ordinară pentru data de 18.12.2019, ora 10. Pentru data de 18.12.2019, ora 10, se convocă în ședința ordinară Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Căminului Cultural, județul Bacău. Proiectul ordinii de zi cu indicarea comisiilor de specialitate care au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre și a compartimentului de resort care a analizat și promis rapoarte de specialitate la acestea, este cumplit în anexa la prezenta dispoziție, parte integrantă la acestea. Materialele înscrise în proiectul de ordine de zi sunt puse la dispoziția consiliilor locale în original spre consultare la secretarul comunei prin transmitere în fond format electronic, în conturile de e-mail furnizate de aceștia, precum și prin afișare pe site-ul propriu. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre și să le depună la secretarul comunei în cel mai scurt timp, de preferință până în ziua ședinței de Consiliul Local, pentru a fi transmise secretarului comunei Ștefan cel Mare. Prezenta dispoziție este adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe site-ul oficial al Comunei Ștefan cel Mare. Secretarul Comunei Ștefan cel Mare de Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. Prin grijă Secretarului Comunei Ștefan cel Mare de Bacău, prezenta dispoziție se comunică la instituția prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Acum anexă la dispoziție privind ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor taxelor locale la nivelul Comunei Ștefan cel Mare de Bacău pentru anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 5 din anexa 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 80/23/10/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetul local de către contribuabili de pe rata administrativ-teritorială a Comunei Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în adunarea generală a acționarilor la Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din partea Unității Administrativ-Teritoriale a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 al anului 2019. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzute în contractul de concesiune numărul 163 din 12.3.2005, așa cum a fost modificat prin actul adițional numărul 1, înregistrat sub numărul 5 din 3.1.2018 și actul adițional înregistrat sub numărul 8086 din 28.12.2018, încheiate între Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare și doamna Carda Rodica, reprezentantul legal al Cabinetul Medical Individual Carda Rodica, medic de familie, pentru spațiul cu destinație cabinet medical. Șase. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantumului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2020. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2020 pentru utilizatorii casnici și non-casnici și 8 diverse. Dacă sunteți de acord, domnul primar, aveți cuvântul la primul punct din ordinea de zi. Doamna Voicu, vă rog. În primul rând vreau să vă spun și eu bună ziua. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 nu suferă foarte mari modificări, doar cu mențiunea că impozitele pe anul viitor, impozitele și taxele pe anul viitor, vor fi indexate cu rata indiciului de inflație de 4,6, care a și fost aprobată în hotărârea Consiliului Local din luna aprilie. Cam toate termenele de plată rămân aceleași, bonificația de 10%, cei mai importante în lege, că în rest taxele sunt nimic nu sunt schimbate prin hotărâre de guvern, limitele, nimic. Ceea ce ați aprobat în hotărârea de Consiliul Local rămâne același. Doar atât. Aceasta este cea mai importantă schimbare. În anul viitor, rata indiciului de inflație care este 4,6. Și așa suntem. În rest, nimic schimbări în acest proiect de hotărâre.
Da. Dar dacă în parcursul anului se schimbă indiciul de inflație? Nu are. Indiciul de inflație nu se, nu se schimbă. Se afișează până în luna aprilie, când noi trebuie să dăm hotărârea așa, nu se schimbă. Există un reglament și nu are. Și taxele se stabilesc o dată pe an. Da. Doar, doar dacă apar, apare o hotărâre de guvern în legătură cu alte schimbări în impozitul de taxe locale. În rest, nu. Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, nemai fiind, să punem la punct primul punct din ordine. Cine e împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Eu aș propune să discutăm și punctul 6 și 7, tot cu doamna exact. Vorcu. E tot de... Da, în legătură cu taxe. Ordonanța 6, privind scutirea unor accesori de la 31 decembrie 2018, s-a omis acolo un punct. A, nu, 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 a, taxele speciale? Taxa de salubrizare. La utilizatorii casnici și non-casnici. Și cu aprobarea regulamentului. Da. Punctul 7. Am înțeles că se va... s-a majorat, nu știu exact cât va fi pe anul. Un leu. S-a majorat cu un leu față de anul trecut. Atât la utilizatorii casnici, cât și non-casnici. Iar orice taxă specială trebuie să aibă în susținere un regulament care este... Este același ca și anul trecut. Și avem documentarea asta, notificarea de majorare de leu? În evoluția prețurilor, când s-a stabilit taxa de salubrizare, în anul 2019 o să fie o taxă, în anul 2020 o altă taxă, 2021 o altă taxă, dar în fiecare an trebuie aprobarea Consiliului Local. Deci, pentru anul 2020 s-a mărit cu un leu. Este creșterea... Evoluția prețurilor. Da, dar evoluția asta e stabilită din 2011, deci din 2011, fiecare an, da. Și asta ne obligă, suntem obligați să aprobăm caracterul ăsta de... Deci mai succint încă un leu la taxa de... De salubrizare. De salubrizare. Da. Păi acolo s-a plin, nu trebuie să impun. S-a plin noi. Aprobă. Da. Trebuie aprobat, nu? Să ne mai aducem aminte, că am uitat de aminte. Din 2011 tot așa procedăm. De când s-o înființa salubrizarea, tot așa procedeam. Dacă uităm de la un an la altul... Știți că a fost o discuție în 2011 când au venit caracterele astea de... să stabilim caracterele astea și... Evoluția prieteni. Și a fost... am discutat atunci să aprobăm, să nu aprobăm și ulterior au venit de la Consiliul Județean prin care ne-a obligat să, să aprobăm. Adică eram obligați prin lege să aprobăm evoluția asta. Deci e o lege la nivel național și de atunci asigur că da. Și dacă mai sunt întrebări, vă rog, nemai fiind, să punem la vot și punctul numărul 7 și 8. 6 și 7. 6 și 7, mă uitați. Cine este pentru? Păi acum am discutat domnul președinte un punct, nu? Cu mărirea dumneavoastră și cealaltă e domnul Țoie, prima doamna. Dar v-a spus regulamentul. Orice taxă are un regulament. Regulamentul este ca și anul trecut. Deci dar trebuie să fiți atenți când vorbește cineva. Asta am spus, că aprobăm și așa. Îi spuneam dinainte că aici am mult suntem la ceapă. Am spus că se aprobă taxa, evoluția prețurilor și regulamentul care stă în susținerea acestei taxe. Regulamentul de... Da. La un moment dat ați dat să spuneți că trebuie să rectificăm. Nu, aia era la ultimul punct. Da. Noi urmăm, da. Deci trecem la punctul următor, domnul primar, vă rog frumos. Da, la punctul 2 privind modificarea punctului 5 din anexa 1 la hotărârea cu Consiliul Local din 23.10.2019. Atunci s-au aprobat niște facilități fiscale și anularea unor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018. Da, și s-au omis un... Și s-au omis la punctul 5. Atunci. La punctul 5 din anexă. S-au omis un aliniat care spune așa și era cel mai important. Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central
cu termen de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019, inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Deci era vorba de care nu-și plătise impozitul în 2018 și avea niște penalități. De la 1 ianuarie 2019 și până pe 15 decembrie, avea posibilitatea să plătească impozitul fără acele accesorii. Dar asta noi am discutat-o și în, în decembrie, în octombrie. Da. Și a fost omis punctul, aliniatul B la punctul 5. Și dacă îmi permiteți, sunt oameni din ăștia care nu s-au achitat nici până în 5 decembrie? Mai sunt, mai sunt. Dar care au achitat până în 5 decembrie, au achitat fără penalități. Nu pot achita toată. Dacă vin să plătească... După 15 decembrie, sănătate, plătească și penalitățile. Sunt, avem cereri, am vreo 7 cereri, care au și achitat. Beneficiam de acele scutiri. Dacă sunt întrebări sau mai clarități, vă rog. Nemaifiind, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumim, vă rog. Eu mă pot repede, dacă permiteți. Dacă mai sunt întrebări, mulțumesc frumos. O zi bună să aveți. O zi bună. Da, punctul 3. 3. Da, cu desemnare unui reprezentant în, în AGA, la CRAB. Deci, în fiecare an, compania regională de apă Bacău îmi face adresă pentru desemnarea unui reprezentant în adunarea generală a acționarilor. Și am propus ca domnul Hazapalu, care a fost desemnat și în anii din urmă, am propus ca domnul Radu Hazapalu George să fie delegat în adunare generală a acționarilor la CRAB. Mulțumim. Probleme? Întrebări? Nu sunt. Mulțumim. Să punem la vot, vă rog frumos. Cine e pentru? Da. Mulțumim. Împotrivă. Domnul Marin. Și motivez ce sunt împotrivă. Pentru că am fost, l-am desemnat an de an în adunarea generală sau în Consiliul de Administrație. Nu a venit cu un punct de vedere niciodată cu un raport vis-a-vis de ce se întâmplă și ce obiective sunt la nivelul de pieță, chiar și comună. El nu a venit să ne prezinte în Consiliul Local. Unde prezint el situația și rapoartele, nu știu. Ca atare, de-aia domnul Azapar. Personal. Și pe cine îi dorești să propui? Eu nu sunt. Puteți, dacă treci, vă trebuie. Da, în moment ce ești de acord cu cineva, trebuie să găsești și altul mai bun ca ăla. Păi, nu mai bun, putem trimite pe Vici. Eu îl propun pe Cătălin, mă rog, dar nu mi s-a dat să-l propun, ca să propun eu cealaltă. Păi, mulțumim pentru propunere. De ce nu te propui să-mi? Nu vreau. Săptămâna asta, sper să reușesc. Deci mai sunt alte propuneri? E propunerea mea, e personală și am dreptul, cred. În acela propunere să duci cu pot. Bun. Iar mai sunt și alte propuneri. Da, numai un pic. Nu știu dacă scrie undeva și sigur nu scrie nicăieri că reprezentantul primăriei în Consiliul de Administrație este obligat să vină cu un raport în fața Consiliului Local. În fața Consiliului Local. Nu vin noi de acord cu el, trebuie și el la rândul lui obligat să vină să dea, să facă un raport, să ne spună. Deci eu am venit cu un proiect de hotărâre prin care am desemnat acest om. Te-aș ruga la ședința viitoare sau peste două luni, dacă nu ai timp cu vin sărbătorile acum, să aduci un înscris unde delegatul primăriei în Consiliul de Administrație, în adunarea generală a acționarilor CRAB, este obligat să vină în fața Consiliului Local cu un raport. Dacă este obligat, atunci îl sancționăm și îl scoatem din, din această funcție. Promitem. Domnule primar. Numai, dar
Nu vreau să intrăm în polemică. Eventual o să scoată doamna secretar general legea și unde spune. Nu face, nu face doamna secretar general legea. Atunci de ce să o fac eu? Păi eu mi-am spus un punct de vedere aici și aici de mâine. Nu sunt eu obligat să caut atunci și obligat să iei. Păi dar atunci nu, de ce atribui așa de gratuit acuzile? Dar nu sunt de acord cu propunerea asta. Păi da, dar motivația aia ține-o pentru tine. Pentru mine. Ține-o pentru tine. Da. Da. Mulțumim, domnule. Vorbești gratuit întotdeauna. Bine. Da. Trecem la punctul... Ești de acord că am dreptul ăsta, da? E gratuit sau... Ești oblig... Da, ai drept. Este dreptul tău să te... să votezi, să te împotrivi sau să te abții. Așa. Dar motivarea asta puierilă care ai dat-o tu acum... Eu sunt jurist și am spus o motivare din punctul meu de vedere. Păi nu, dar... Păi din punctul tău de vedere poți să... Atunci numai acuzii nefondate, din punctul tău de vedere. Da. Bine. Asta este. Acum nu trebuie să ne cramponăm, referitor împotriva. Nu, nu ne cramponăm. Referitor la punctul 4, cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anul 2019, pot să vă spun că am mai primit din cote de falcate de la Consiliul Județean o sumă de 40.000 de lei, 400 de milioane, pentru funcționari, pentru cheltuieli de funcționari. Acești bani am dus la bunuri și servicii. Spre exemplu, am avut multe intervenții la sistemele de alimentare cu apă și ca să putem face față cheltuielilor care le-am avut, acești bani am dus la acest capitol. Deci, vorba de 40.000 de lei. Ce ne-ar mai trebui? E. Ca să putem chiar acolo, pe bramura asta, la sistemele de alimentare cu apă. Discuții, vă rog. Poftiți, domnule. Domnule președinte, aș întreba pe el, domnul primar, de dânsul este inițiatorul proiectului, și unde băgăm anume banii ăștia, 40.000 de lei? Să ne spună unde... Dar ce a spus domnule mai înainte? N-a spus bunuri și servicii la sistemul de alimentare cu apă. Ce înseamnă bunuri și servicii? La alimentare cu apă. Punctual. Deci alimentarea cu apă este un serviciu. Da. Și unde a spus la alimentare cu apă? Este secret cumva? Dar n-am spus la alimentare, la sistemele de... Păi nu dăm cu caracter generic la sistemul, poate la sistemul național, la sistemul comun. Unde anume aveți nevoie să băgăm banii ăștia? Punctual. Le pot spune? Sigur că da. Păi asta întrebam. Nu întrebam altceva. La Rădeana. Unde așa? La Rădeana, da? Un pic, un pic. La Rădeana. Corect. Segmentul de drum, de la Puiușă până la biserică, până la școală, am scos conducta de alimentare cu apă de pe partea dreaptă, unde s-a făcut zidul de sprijin și l-am mutat pe partea stângă. La Gutinaș, toată conducta de la școală și până la biserică, am înlocuit-o cu, că acolo vine sub șosea, cu țeavă de PN16, că am avut multe probleme de intervenție și acolo. La Vișoara, la sistemele de la puțuri. S-au înfundat, s-au colmatat puțurile. Am scos pompele afară, am cumpărat pompe noi, am făcut denisipare la puțuri. Și alte intervenții... La Rădeana, la Rădeana, alte intervenții care... Nu le-a spus. Ai pe un tronson, care e cea mai mare. Dar sunt unde s-a spart conducta, s-a rupt, s-a tăiat și s-a sudat electrofuziune cu mufi prin electrofuziune și noi nu avem echipă pentru așa ceva. Și toate serviciile astea costă. Deci astea sunt... Pentru toate astea sunt numai câțiva bani. Trebuie să lucrăm. Și mai trebuie bani. Și mai trebuie, că așa n-ajung. Mai sunt? Nu, domnule președinte. Ultimul răspuns de ăsta am satisfăcut. Ce așa trebuia de la început, fără să întrebă. Să spunem punctual, ne folosim bani, comunități. Domnule, când am spus, de ce nu înțelegi? Când am făcut proiectul de hotărâri, spune selectiv să duci, să ia de colo, să duci dincolo. Păi da. Dar nu sunt obligat să spun că eu, adică în punctul la Țața Floarea din Rădeana, am avut o intervenție, ca să spun, prin proiectul de hotărâri. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. În cadrul dezbaterii, domnul primar, aș citi proiectul de hotărâri, după care voi trebuie să dezbate proiectul de hotărâri. Și eu asta v-am întrebat. Dar vezi, tonul ăla cu care întreb, tu este foarte deranjant. Da, deci poți să întrebi. Deci tot timpul nu-i deranjant. Dar tonul. Vă întreb de altceva?
Despre ce discutam aici, de bani? Trecem, până să punem la vot, punctul ăsta, dar trecem. Mulțumim, toată lumea, nimeni împotrivă, mulțumim. Punctul următor, vă rog. Referitor la prelungirea contractului de concesiune pentru cabinetul medical, am inițiat proiectul de hotărâre să prelungim cu un an, deci contractul inițial să se expiră în ianuarie 2018. 2020, da. Și să prelungim cu încă un an. Chiar dacă legea ne permite să prelungim mai mult, dar având în vedere că o să definitivăm lucrările de construire și modernizare a centrului sociomedical, atunci o să întrerup acest contract de concesiune și o să facem un alt contract de concesiune nou. O să diferi și prețul, pentru că o să diferi și spațiul, o să fie alte condiții. Poate mai avem și alți solicitanți la concesiune, o să fie și cabinetul stomatologic și cabinetul de pediatrie. De asta, acum am inițiat proiectul de hotărâre și doamna doctor nu poate să desfășoare activitate, nu mai are, nu mai dă casa de județeană de asigurări de sănătate, nu mai dă autorizații dacă nu are spațiu unde să desfășoare activitate. Da. Da. Deci e vorba de prelungirea acestui contract cu un an. Cu un an de zile. Da. Dacă sunt întrebări, vă rog. Noi cu centru la un an? Nu. Ce s-a zis aici? L-am motivat. În anul 2020 se definitivează și nu poți să menții un contract de concesiune pe un spațiu vechi la un spațiu nou. Da. Deci noi putem să-l facem și pe 5 ani. Dar tot 6-7 luni, un an de zile o să fie valabil până când terminăm investiția. Da. Și atunci este la secretar general, juridic. O să fie 3 cabinete acolo. O să fie 3 concesiuni diferite. Da. Și atunci nu mai are prestații. Dacă vrea iala de la pediatrie, ăsta de la... O să fie 3. Și o să fie 4 dacă este și farmacie. Că nu poate să concesioneze unul și să subînchirieze la ceilalți. Da. Deci fiecare domeniu va concesiona spațiu pe domeniul de activitate respectiv. Farmacii, medicul, medic. Și care este termenul de terminare a lucrării? 4 luni, martie, april, mai, iunie. Cam în iunie am trecut. Deci oricum anul viitor se termină. Da. Da, mulțumesc. Supunem la vot punctul ăsta. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim. Punctul numărul? 8. Punctul numărul 8, da. La divers. Vă rog pe rând să vă înscrieți. Cine dorește la punctul diverse discuții? Nu aveți întrebări legate? Am o întrebare. Dacă cei firma care execută între cele instalații digitale, mai bine până sărbători? Da, păi și astăzi trebuia să vină să definitiveze cu ghirlandele astea, nu? Da. Deci, unde... Unde stau părinții, da. Vântul lămpile alea n-au fost scrisi ca lumea și lampa atinge pe fier. Și nu-ți lămnoi? Lămnoi, dar atinge pe fier, trebuie să fie orientate. Pe uliță la... Este exact pe fier. Ei au fost. Au fost în toate satele. A, da, nu știu. Dar dacă nu se duce până sub stâlp, nu-și dă seama. O vede, dar e stat în vede, că e lipit de fier. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai ești cineva, domnul Marin, vă rog. Domnul primar, v-aș adresa o întrebare, dar să fiți foarte... Obiectiv la urmă, la răspunsul. Dar să nu o luați ca o adversitate politică. Da. De bun simț. Da. Știți că la noi, la școală,
să vină copiii din mediul urban să învețe la Negoiești și să folosim noi busul pentru a aduce copiii din oraș în, la școală, la Ștefan cel Mare? Eu n-am vrut să spun, dar uite că cu ocazia asta o să informăm și Consiliul Local comportamentul tău. Da, chiar, de... chiar să vedem. Nu e un comportament. Eu... Da, mă, dar vorbesc eu. Da. Da. Eu v-am întrebat ceva, nu stabilit da. De comportamentul meu aici. Dar nu, vis-a-vis de comportament. Așa, da. Vis-a-vis de. Că ți-o făcut și te-o și filmat. Erau cadre didactice în microbuzul ăla ieri. Da, bun. Da. Și deci... la ora așa, știți, fix, nu avea copii cadre didactice. Doar... Da? Nu răbim. Da? Bun. Dar nu induceți eroare aici, colegi. La care șase fix? Dimineața? Da. Da. La șase fix era? Șase fix. Cine are numărul Uval? Hai, domnule, că nu facem anchetă. E cusură, dar nu mințim în fața Consiliului Local. La șapte, era șapte și ceva și erau, erau cadre didactice acolo. Păi erau cadre didactice și cu ocazie. Bun, cadre didactice. Băi, oameni buni, știți destul de bine. Da. Noi nu plătim abonamente la cadre didactice. Suntem obligați prin lege să le asigurăm transport. Și folosim microbuzul școlar ca să, să ducă cadre didactice la Onești să-i aducă. Ne costă mult mai puțin decât un abonament. Și sunt 2, 3, 5 copii din oraș care vin aici și vin cu autobuzul ăla, cu microbuzul ăla, cu cadre didactice. De ce se erau cadre... Am întrebat ceva. Păi da, dar de ce? Păi da, de ce mai... Tu mă întrebi cu tentă. De ce spui că la ora 6 erau copii acolo? De ce te dezinformezi? Era 7 și jumătate. Nu era 7 și jumătate. Și erau cadre didactice, era doamna Antochi, era... Sună Vivali. Sună Vivali, la ce oră, da. Dar este filmare, că te-a filmat cadre didactice. Foarte cum ai jignit tu acolo și... Așa, ia. Da. Cum ai jignit? Da, este... Eu am vorbit un simplu om. Da, la șase. Da, la șase. La copiii la ce se vină la șase? Păi nu știu ce. La ora șase ce se caută? Deci, cu alte cuvinte, noi trebuie să folosim mașina școlii, să aducem... Pentru cadre didactice. Ok. Da. Ea mi-a spus că pentru copii. Și-o bătut joc de tine. Da? Da. Eu cred și-o bătut joc de banii comunității. 7 fără 25. Da. Da. Pe la 7 vin cadre didactice. Mm. Da. Bine, mulțumesc. De asta o să le dea doamna directoare și explicații la inspectorat. Că niciunde nu se poate întâmpla busul comunității să facă așa ceva. Nici într-o comună nu face. Să știți. Nu transportă cadre didactice. Da. Nu? Nu! Nici o comună! Deci ce ar trebui să plătim, să le plătim transportul acum la cadre? Nu știu ce trebuie. Ia da, și un telefon. Nu e mai, dacă e mai simplu, așa zic, e mai ușor. Încă din contra, Căiuțul, fiecare duminică duce copiii, unii duce, nu mai trebuie. Da, ia ceva. Păi cum ia ceva? Dar ia de la mine, dacă a plecat buzul de la școală, ai făcut scandala cu 2-3 ani. Cum mă ieși de acolo? Și eu sunt de acord să duc când ai spus. Dar nu ai fost. Cum n-ai fost? N-aduc aminte, exact. Da. Deci chiar a noastră nici nu, nici nu mai pleacă din curtea școlii de frică. Da? Azi copiii îi duce pe la mănăstire, la Bogdana. Uite Călăcău, a Căiuțului. Îi duce la mănăstire, îi duce, îi prim. Dar eu dacă mi-aduc aminte, noi avem un hotărâre de Consiliul Local, tot așa în urma unei discuții cu Romica Marcu. Că de ce transportă... Și noi avem un hotărâre de Consiliul Local, prin care să aprobă, Consiliul Local aprobă transportul cadrelor didactice cu microbuzul. Ce tot mai discutăm atât? Asta e vechi, domnule. Păi este. Este. Eu nu știu că... Este. Este. E vechi. Da. Da, e sigur. Tot în urmă unei discuții cu tine. Era la... Nu știu, ce atâta importanță îți dai? Te duci, tu dai afară poliție, dai afară asistente de la medicali, de la spital, de la Onești. Da, că ești consilier la Ștefan cel Mare. Vezi într-o leacă de pătrățăca ta. Tu spui că eu, eu institut dictatură. Vorbim despre noi. Dar despre cine? Revizuiești într-o leacă comportamentul. Nu se... Să terorizezi comuna. Eu terorizez comuna, nu ți-l ușim. Că teroare tu, tu faci teroare. Da, da, văd eu ce teroare faci. Lasă că știi el oameni. Știi oameni. Știi el oameni. Știi el oameni, da. Vede că dăncim. Da. Dacă mai sunt și alte întrebări, mă rog. O întrebare care nu are legătură cu ședința de azi. Dar la șeful de acolo, domnul Îndaru, la ce te-ai dus și ce ai zis? Referitor la mine. Domnule, că sunt niște chestii care suntem țigane, mă, nu mai suntem oameni.
Atât, asta mi-a trecut. Deci a două căruți de lemne, că înainte gărmacea de aia, ai trimis de-a două căruți de lemne. Romanul s-ar putea să-ți o duci. Eu cu mine, că dacă îmi vine duminică să dăm teiu, tu știi, Răzvane, ce am. Sunt duminică, dacă vine duminică, dai foarte, pentru că nu mai scăpă de el. Nu te doare pe tine capul că fac pe vânzări. Niciodată. E gestiunea mea și ăsta. Ca să rețin. Domnul Răileanu, ați doresc să discutăm. Vreau să-l întreb pe domnul primar. Am înțeles că lucrează la Rigole de la școala Bogdana sus înspre. Da. Amenajează aceste rigoli betonate sau? Nu. Nu mai profilează. Am înțeles. Am văzut niște oameni lucrând acolo. Profilează și schimbă trecerea aia de la Ivan de acolo spre deal. Schimbă cu unii traverse. Cu traverse, cu biscuiți, cu... ca să poată curăța ușor. Și celălalt tronson de drum de la Costa spre cimitir. Să speră să se mai modernizeze. Azi dimineață am auzit la radio ce spunea Orba. Umblă la ordonanța 114, în care ablogă. Aia cu taxa pe energie, cu nu știu ce. Inclusiv fondul de dezvoltare și investiții. Da. Să uităm. Să uităm de aia. Da, deci să uităm de aprobarea care am avut-o pentru 28 de kilometri de drum. Și cheltuieli aferente. Și cheltuieli, am cheltuit, sigur că da. Da. Școala de la Bogdana, când e celălalt? Cum? Școala de la Bogdana, copiii. Cred că cel mai sigur, nu o să ne dea voie să băgăm de la 1 ianuarie, cel mai sigur în rețeaua școlară de la anul, da, din septembrie de la anul. Mai dorește cineva? Eu, domnul primar, dacă vă rog frumos. Iată-ne la sfârșit de an, cu bune și cu mai puțin rele, zic eu, că discuții au fost și vor mai fi, dar ele, dacă sunt principiale și la obiect, nu deranjează pe nimeni. Fără tente, ci fără ce alt lucru cel mai important, fără a arunca bolovan, înainte de a să vedem cât de greu acel bolovan. Bun. Asta e una. Eu ce pot să vă doresc? Un an nou cu multe, multe realizări, cu sănătate în familie, la toate familiile dumneavoastră. Să începem un an nou, așa cum ne-o dorim fiecare. Și mai e o problemă, vă rog frumos, dacă îmi dați voie să propun eu un nou președinte de ședință pe următoarele 3 luni. Da. Eram dator unui de-a coleg de-al meu aici. Marian Ignat îmi propune. Dacă mai sunt și alte propuneri. Nemai fiind, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă lumea, mulțumesc. Înseamnă că am fost bine intenționat. Mulțumesc. Vorbiți înainte. De asta sunt.